Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor va avea un deputat nou. Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a renunțat la calitatea de deputat în Parlament. Decizia a fost aprobată în ședința legislativului de astăzi. Igor Dodon și-a anunțat demisia pe 18 octombrie. Liderul socialiștilor a accentuat că nu vrea să fie legat de agenda parlamentară, munca sa urmând să fie concentrată pe întrevederile cu oamenii din toate localitățile țării. Igor Dodon mai spune că va renunța și la funcția de președinte al Partidului Socialiștilor. Peste două luni urmează să fie organizat congresul extraordinar al formațiunii, la care vor fi propuse modificări în statutul partidului. Astfel, PSRM ar urma să fie condus în continuare de un organ colegial.